face dezolvarea comisiei de licitație, raportor Marandis Morian. În urmă desfășurării licitației care s-a petrecut ieri, pe data de 14 martie 2013, pentru vânzarea terenului de, lotului de teren agricol și pentru arendarea lotului de teren. Câștigătorii sunt Bârcă Ion cu 0,0349, suma finalului inițialului, final. 6.962,63. Țurcan Tudor Procopiu, 26 de sote. Suma finală, 17.186,40 de bani. Luchița Sergei, cu 25 de sote, comandarabil, 11.111,27. Moisei Anton, 0,3,0,016 sote. Arenda. Da. 227,60 de bani. Și tot în unul Sergei, el a cumpărat 0,3 și 11 lei. Павалайк Светлана, 0,3,4,6,7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 ,
După care, lotul este din centru, s-a ridicat arenda până la 13.000 de lei pe an. Și brusul s-a dat cu 227.000. Da, după asta... Hai să o vândut. Nu s-a vândut, s-a dat arenda. După asta, licitația trecută a fost anulată, Noi, eu am plătit toate participare, tot absolut. Noi, în primul rând, am fost anunțați, că a fost abrogată licitația, după aceea nu trebuie să fie anunțat că este licitația nouă. Vasile, noi eram venit, automat, dacă s-au abrogat licitația trecută, noi trebuie să participăm. Nu ce-o crezi că e abrogată? Cine ți-o prezentat? Dar deși a fost anulat. Deși s-a repetat aceleași locul, dar. Deși s-a repetat. Prezinte-mi, mai omul Dumnezeu. Eu am venit, el s-a dat cu 200 de lei, eu vreau să plătesc care de 5.000 de lei pe an, în primărie. Aici a fost interesă, care s-a dat cu 200 de lei pe an, 200 de lei, v-a dat seama.